Slavă Tatălui, Fiul și a Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul. Iată-ne din nou înaintea lui Dumnezeu, în casa lui de rugăciune și suntem aici ca să, în primul rând, să dăm slavă lui Dumnezeu, să fim recunoscători pentru că am mai îngăduit o zi în viața noastră și cum putem altcumva să-i mulțumim mai mult decât să stăm în prezența Lui, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și cu inimi smerite să cerem cuvânt pentru fiecare inimă în parte. Aș vrea doar un verset să-l citesc din Psalmul 122, primul verset care zice: mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Și cred că această bucurie este cea care trebuie să fie prezentă în fiecare dintre noi, în inima noastră, pentru că încă avem vremuri în care putem să spunem în liniște și în pace, haidem la casa Domnului. Nu știm cât va mai îngădui Domnul să avem astfel de vremuri în care să putem veni în liniște și în pace în casa Domnului, dar cât suntem încă în aceste vremuri de pace, trebuie să mulțumim, să fim recunoscători. Cu ajutorul Dumnezeu, în ziua de astăzi, vom sta în prezența Lui să ascultăm ce are să ne spună fiecare după inimile noastre și să uităm frigul de afară, frigul dinăuntru, să ne alipim de cuvântul Lui ca inimile noastre să fie încălzite de focul dragostei de Dumnezeu și de frați. Vom începe întâlnirea noastră și împreună unii cu alții și cu Dumnezeu, citind un psalm, apoi o frate și o soră vor veni aici în față pentru rugăciunea de început. Și Domnul să ne ajute ca în această zi să fie o piatră de aducere aminte în viețile fiecăruia dintre noi, ca o ziua în care am adus inimile noastre și viețile noastre pline de recunoștință înaintea Lui. Domnul să ne ajute, haideți să ne ridicăm la rugăciune, slăviți să fie Domnul!